La începutul ședinței ordinare a Consiliului Județean Călăraș, din data de 27 ianuarie, s-a derulat un scurt moment artistic pentru a marca 40 de ani de la înființarea județului nostru și 29 de ani de la înființarea Consiliului Județean Călăraș. În cadrul festivității a luat cuvântul profesor dr. Constantin Tudor, care a prezentat o scurtă cronologie a evenimentelor. De asemenea, toate persoanele care au deținut funcția de președinte sau vicepreședinte al Consiliului Județean Călăraș în cei 29 de ani de existență au primit o plachetă aniversară. Luna ianuarie 2021 e o lună festivă. Să o considerăm împreună pentru că se împlinesc 162 de ani de la unirea țărilor române cu Moldova, iar pentru Consiliul Județean 27 ianuarie reprezintă înființarea județului Călăraș, Consiliul Popular Județean. În urmă cu 30 de ani s-a înființat Consiliul Județean Călăraș. Consiliul Județean Călăraș, care astăzi funcționează neîntrerupt de 30 de ani. 40 de ani. Actual Consiliul Județean. La înființarea județului a fost Consiliul Popular Județean. Iar Consiliul Județean Călăraș a fost înființat în urmă cu 30 de ani, da? În 1991. În februarie, domnul Dudă? În 92, în februarie, avem Consiliul Județean, are 29 de ani. 29, mulțumesc pentru rectificare. În 2 aprilie s-a constituit Consiliul Județean, a fost primul Consiliu din țară care s-a constituit la Călăraș. Sunt invitați aici cei care au condus Consiliul Județean. Această ședință festivă ne onorează pentru că venim să recunoaștem conducătorii care sunt și au fost după Revoluție la Călăraș, acum 29 de ani. Domnul Vieru a fost în primul mandat. Primul mandat, da. Și au mai fost și alții care sunt prezenți în sală. Doamna Craiu a fost în penultimul mandat. Domnul Bogdan Georgescu nu e prezent, domnul Drăgan e prezent mandatul 2000-2004, cel puțin la 96-2000, parcă a fost două mandate, domnul Drăgan. Și 95-96 a fost. Da, și acum, ca să putem să marcăm acest eveniment, Direcția de Promovare a Consiliului Județean, Marii Voivozeanu, are un moment de introducere. Trebuie să vă spunem că atunci când vorbim despre promovarea județului Călăraș, în primul rând, promovarea trebuie să înceapă de aici, de la guvernul județului, care înseamnă Consiliul Județean, ca să putem merge mai departe. Dumneavoastră trebuie să știți ce copii promovăm, ce talente promovăm. Întorcându-ne de la cel de-al doilea eveniment, și anume înființarea administrativă a județului Călăraș, domnul profesor Țiripan Nicolae, care este și cetățean de onoare al județului Călăraș, spunea așa, că înființarea județului înseamnă, în primul rând, o investiție de încredere a oamenilor locului. Și chiar așa s-a întâmplat. Am avut încredere în toți decidenții, în toți oamenii care ne-au condus, în toți oamenii care au luat hotărâri pentru destinele județului nostru. La propunerea domnului profesor dr. Constantin Tudor, are loc acest eveniment aici la Consiliul Județean și loc pe dumnealui să vină alături de mine. Onorat auditoriu, trebuie să marcăm cei 40 de ani de existență a județului Călăraș, pentru că altfel nici cel care vă vorbește, nici dumneavoastră, nu ne-am fi aflat aici. Orașul Călăraș are o istorie pe care o parte din dumneavoastră o cunoașteți, bogată, interesantă. În 1833, grație unui document oficial al lui Kiselev, care era plenipotentul prezident pentru principatele Danubiene, Muntenia și Moldova, în urma acestui document se hotărăște mutarea capitalei județului Ialomița istoric, de la Urzicen la Călăraș. În propunerea pe care o făcea atunci în 1833, și fac această precizare pentru că o să vedeți ce interesante discuții au avut în 1967, în decembrie, la CC al PCR, referitor la amplasamentul orașului nostru. Kiselev scotea în evidență tocmai poziția de la Dunăre, de la Borcea, a orașului nostru și ridicarea lui la rangul de reședință de județ
ar fi contribuit ceea ce s-a și întâmplat foarte mult la dezvoltarea acestui oraș și acestei zone. Până în 1952, Călărașul s-a bucurat de această cinstire, cu efecte benefice pentru orașul nostru. De la 836 de locuitori, ajunsărăm cândva la 110.000 de locuitori. Da? Adică în 1989, de locuitori reali, nu de cei din statistică. În 1852, un alt domnitor, căruia îi datorăm mult și palatul în care ne aflăm noi, dacă nu mă înșel, îi cinstește memoria, mă refer la Barbu Știrpei, în 1852 a emancipat acest oraș, care până atunci se afla pe proprietatea Spitalului Colțea din București, iar locuitorii de aici nu erau stăpâni pe pământ, decât pe case și acareturi. Pentru pământ plăteau o taxă de embatic, o taxă de chirie. Nimeni nu era interesat să vină în acest oraș nou reședință de județ, pentru că dacă nu aveai dreptul asupra proprietății, nu prea te îndrăgea inima. S-a întâmplat să fie și o concurență foarte interesantă cu Roseciu. La Roseți, satul care se dezvolta pe moșia boierului Iancu Roseti, Iancu Roseti eliberează localitatea, adică le donează gratuit locuri celor care vreau să se stabilească acolo, în intenția, atenție, în intenția de a muta capitala județului Ialomița de la Călăraș la Roseți. În aceste împrejurări, oamenii locului, câțiva fruntași deosebiți, unul dintre ei a și donat trei locuri în care s-au construit instituții și biserica din Volna, este vorba de Iorgu Lenș, era o cârmuitor, era prefect de județ la vremea aceea, a împrumutat orașul cu o sumă foarte mare, 12.000 de lei galbeni la vremea respectivă, pentru a se emancipa, adică pentru a-și răscumpăra, a-și plăti locurile Mănăstirii Colțea din București. A fost un moment foarte important, de aici înainte discutăm de orașul liber Călăraș, care se dezvoltă din toate punctele de vedere. Din păcate, în 1952, se trecuse deja din 49 pe regiuni și raioane, dar noi rămăsesem regiunea Ialomița cu capitala tot la Călăraș. În 52 se face o nouă împărțire pe regiuni mai mari și Călărașul, zona limitrofă, raionul Călăraș, cum s-a numit atunci, este arondat regiunii București. Situație care a durat până în decembrie 1967. Și acum discuțiile vis-a-vis de noua reorganizare administrativă. Se reînființează cele mai multe din județele istorice. Altele capătă o nouă configurație. Și județul Ialomița, care se propunea să se reînființeze în decembrie 67, era în mare parte pe fostul județ Ialomița istorică. S-au tras fori. Au niște stenograme interesante, se află astăzi în arhivele CCA al PCR, care sunt în Arhivele Naționale din București. Pe noi nu ne-a susținut decât un singur lider politic, Ion Gheorghe Maurer, care era un bun prieten acestor zone, pentru că din 48 vâna la fostul IAS Ciocănești, unde se făcuse chiar o cabană specială pentru escapadele lui Ion Gheorghe Maurer când vâna în această zonă. Singurul care ne-a susținut, restul au fost împotriva stabilirii reședinței la Călăraș, să vedeți pe ce considerăm. Orașul este suficient, așa scrie într-o stenogramă, este suficient dezvoltat din punct de vedere economic, industrial, pentru că are deja trei obiective de interes național. Fabrica de confecții, 59, CCH-ul început în 62 și, culmea recent, să inauguraseră prefabricatele de la Călăraș în 1967. Și se motiva că Slobozia, care era într-adevăr un târg de 10.000 de suflete, doar atât, nu are nimic din punct de vedere industrial și că mutarea reședinței acolo ar fi însemnat dezvoltarea și acestui orășel. Singurul care spun a intervenit a fost Ion Gheorghe Maurer în contradictoriu cu Ceaușescu. La un moment dat Ceaușescu spune, băi Ioane, până la urmă este în centru, domne, și se conduce mai bine un județ din centru. Maurer i-a replicat, atenție, da, domnul secretar general, sau tovarășul, nu uitați că și omul se hrănește de la jumătate, dar se conduce de la o extremitate.
Se pare că din acel moment relațiile dintre cei doi s-au deteriorat și știți foarte bine care a fost parcursul lui Ion Gheorghe Maure. În sfârșit, ne-a dat o recompensă atunci. Totuși, discuțiile au fost finalizate cu un semi-succes pentru Călăraș. Nu eram prevăzut să fim nici municipiu. Și după aceste discuții a rămas capitala la Slobozia și noi ne-am pomenit peste noapte din oraș de interes raional, am devenit municipiul Călăraș. Dar fără să fim capitală de județ. Ce a însemnat acest lucru pentru orașul nostru, știți foarte bine. Numai că în 1975 are Ceaușescu o revelație, nebunia lui, cu 20 de milioane tone de oțel în România. Și în iunie 1975 face o vizită aici la Călăraș. După vizită, bate un țăruș. În jurul acelui țăruș s-a dezvoltat pe 600 de hectare, ceea ce cu toți cunoașteți că se numea Combinatul Siderurgic de la Călăraș. A urmat prima șarjă de oțel, noiembrie 1979, și bineînțeles mai multe discuții ce facem cu Călărașul. Pentru că aici urma să fie un centru siderurgic foarte important, care să producă la final 10 milioane tone de oțel pe an. Și de aici discuțiile până la urmă s-au finalizat și trebuie să vă spun celor care încă nu știți că o mare, să spunem, contribuție pentru constituirea județului Călăraș a avut-o Vasile Martin. A luptat pentru județ, a luptat și pentru el. Și în 1981, seara târziu, pe 23 ianuarie, era într-o zi de vineri. Cel care vă vorbește a trăit aceste evenimente, eram aici în Călăraș, lucram atunci la biroul de turism pentru tineret. Pe 24 dimineață, într-o sâmbătă, se lucra și sâmbătă atunci, pregătindu-ne să mergem la muncă, auzim la televizor, de seara anunțaseră ceva, județul Călăraș, s-a înființat județul Călăraș. Nu vă spun câtă bucurie a fost pe mulți dintre noi. Da? Ne-a trezit, au început fel de fel de tatonaje, fiecare ne vedeam pe diverse funcții, a fost o frumusețe. Decretul care stabilea reorganizarea, așa se numește, decretul numărul 15 din 23 ianuarie 1981, pentru reorganizarea județelor Ialomița și Ilfov și constituirea județelor Călăraș, Giurgiu și sectorului agricol Ilfov. Ne trezim, au loc fel de fel de discuții și pe 27 ianuarie, exact acum 40 de ani, se publică decretul Consiliului de Stat numărul 16 privind constituirea consiliilor județene populare, cum se chemau ele atunci, dar consiliilor județene care aveau aproape aceleași atribuții ca astăzi, la Călăraș și la Giurgiu. Chiar în aceea zi, în sala de festivități a prefecturii, se constituie primul consiliu popular al județului Călăraș, alcătuit din 93 de persoane. Președinte, primul președinte al județului este ales Vasile Martin. El va ocupa această funcție timp de 2 ani de zile. Urmează Dumitru Bejan, care stă și el 2 ani de zile și ultimul președinte al Consiliului Județean, popular, cum se chema la vremea respectivă, îl cunoașteți, Ioan Furiș. Da? Cel pe care l-a apucat evenimentele din decembrie 89 aici. Am niște documente care mi-au parvenit printr-o ciudată coincidență, cu tot ce au pătimit ei în acele zile, dar asta e deja istorie, sunt 30 de ani, 31 de ani de atunci. Amintiți-vă că în seara lui 22 decembrie 1989 se dă decretul numărul 1 al Frontului Salvării Naționale, care spune textual, toate organele de putere sunt și rămân desființate. Deci, în consecință, atunci se desființa și Consiliul Popular Județean Călăraș. N-a rămas un vid de putere locală, cum poate vă gândiți unii, ci atribuțiile fostului Consiliu Popular
județean Călăraș este luat, atribuțiile sunt luate de că Consiliul Județean al FSN-ului, care ulterior se modifică și se numește Consiliul Județean CPUN, Consiliului pentru Unitate Națională, situație care a durat până la alegeri, primele alegeri libere de după 1989, din mai 1990. Se înființează în 28 decembrie, o instituție ciudată, printr-o hotărâre de guvern a guvernului roman, și anume Primăria Județului. Și primul primar al județului este arhitectul, este numit arhitectul Dorin Mitișor. După alegerile din mai 1990, se revine la prefectură și este numit primul prefect al județului răfăsatul inginer Gheorghe Bârtă. Prefectura avea un consiliu consultativ din 7 membri care preluase atribuțiile CFSN-ului, CPUN-ului. Acel colectiv de 7 membri avea atribuții deliberative și supinea actualul Consiliu Județean. Situația a durat până în 1992, cum se spunea aici, pentru că în decembrie, în septembrie se adoptă legea 69 privind administrația publică locală, în care se precizează pentru prima dată faptul că la nivel de județ, Consiliul Județean era organul deliberativ pentru toate treburile județului. Prefectura devenea un reprezentant, prefectul și prefectura un reprezentant al guvernului în teritoriu cu atribuțiile pe care aproape că le știți până astăzi. Alegerile au loc în februarie 1992. Două tururi de alegeri. În urma acestor alegeri se constituie primul Consiliul Județean, după actuala denumire, și așa cum spunea George, în aprilie se întrunește în sala de ședințe a prefecturii și este ales primul președinte al Consiliului Județean de după 1990. Același Gheorghe Bârcă, care până atunci fusese prefectul județului. El ocupă această funcție până în august 1995, când, din păcate, intervine un neașteptat și surprinzător deces și locul de președinte este luat de către Mihai Arduagin. Din păcate, nici el nu mai este printre noi astăzi. Mihai Arduagin deține această funcție din august 1995 până la alegerile locale din 2004, când se schimbă conducerea politică a județului Călăraș și timp de 3 mandate președinte al Consiliului Județean, o parte din dumneavoastră știți că ați colaborat cu dumnealui, a fost George Răducu Filinescu. Ultimele 2 mandate, cu surprize, cu jocuri politice, i-au revenit celui care prezidează astăzi lucrările acestei întâlniri, acestei ședințe, Vasile Iliuță. Fără să intru în multe amănunte, deși istoricii nu-și pun niciodată întrebarea ce-ar fi fost dacă n-ar fi fost, dar ca să facem un joc aici, haideți să ne punem și noi astăzi întrebarea ce s-ar fi întâmplat dacă pe 23 ianuarie 1981 nu s-ar fi înființat județul Călăraș. Care, atenție, vă spune un istoric, am scris o carte care se numește chiar așa, Județul Călăraș, eseu istoric, în care recunosc faptul că județul nostru este un județ artificial creat. El nu se justifică, având în vedere actualul teritoriu, istoric. Pentru că avem cam jumătate din fostul Ialomița istoric, cam jumătate din fostul Ilfov istoric. Dar sunt 40 de ani, stimați prieteni. În 40 de ani acest județ și-a împământenit existența.
se vorbește, lăsând la o parte ce spun unii cărcotași, se vorbește frumos despre Cârcotași. Și chiar există un rezon pentru a se vorbi frumos. Dacă vă uitați cât de darnic a fost Dumnezeu cu această zonă, veți găsi în actualul județ Călăraș suficiente locuri în care să vă extaziați. Aici avem în anumite perioade ale anului o microdeltă pe care, iată, stimați consilieri județeni, va trebui să vă gândiți serios să o valorificați din punct de vedere turistic. Avem câteva lacuri care dintotdeauna au constituit a doua zonă de pescuit a țării după deltă. Am documente și există documente în acest sens, care încă nu este suficient această latură a, să spunem, județului nostru nu este suficient valorificată nici din punct de vedere, să spunem, economic și mai ales din punct de vedere turistic. Avem câteva localități în care putem oricând să realizăm niște situri țărănești dotate cu confortul necesar în care străinii să vină și să se extazieze atunci când poate să consume, spre exemplu, lapte de vacă din gospodăria respectivă. Trebuie să vă gândiți la, să ne gândim și să vă gândiți la așa ceva, pentru că, iată, sunt 40 de ani. Mulțumim frumos domnului Constantin Tudor. Este singurul călărășan care, acum cu noua modalitate de comunicare în mediul online, ne mai prezintă imagini din Călăraș și ne aduce aminte de tot ceea ce a însemnat județul Călăraș în trecut. Domnul Constantin Tudor a vorbit despre președinții Consiliului Județean. Ne amintim cu plăcere și nu le vom uita, va rămâne veșnic amintirea celor care nu mai sunt între noi. Noi vom vorbi acum despre vicepreședinții Consiliului Județean, pentru că îi avem prezenți aici și o să încep așa cu Paul Aurelian Alecu în anul 1992, Nicolae Dopotoprișan 1992-1995, Georgica Vieru Burlescu 1992-1996. Emblema județului Călăraș, chiar dacă dumneavoastră de la înființare n-ați aprobat-o, noi am fost cei care am aprobat emblema județului Călăraș. Felicitări pentru mandatul pe care l-ați avut în conducerea Consiliului Județean. Mulțumesc! După câteva cuvinte, spuneți aici ce a însemnat perioada de înființare? Primul Consiliu n-a fost ales ca acum. A fost indirect ales. A fost provizoriu. Nu provizoriu. Era... Domnul Vârtejan. Are rost. Vă știe lumea de cât. Primul Consiliu Județean a fost ales de către consilierii locali. După februarie, așa era legea atunci. După februarie s-au întâlnit toți consilierii la o lună de zile și a ales consilierii locali de la municipiu, de la comune, au ales consilierii județeni. Și dintre consilieri, după aia s-a ales președintele și trei vicepreședinți. Legea 69. A fost primul consiliu județean din România care s-a constituit. Până în 96 ați deținut funcția încă de vicepreședinte. Da. Bine, mulțumesc! Președinții în viață și vicepreședinții Consiliului Județean, dumnealor ne-au făcut onoarea să fie prezenți alături de noi. Salomea Neagiu, doamna Salomea, singura vicepreședintă de Consiliul Județean alături de doamna Iolanda Craiu, 1992-1996. Domnul Marian Drăgan, vicepreședinte al Consiliului Județean în anul 1996 până în anul 2004. Domnule vicepreședinte, președinte al Camerei de Comerț și Călăraș, felicitări pentru conducerea pe care ați stăluit-o cu într-adevăr, am avut probleme
spunem înființat județul, avem probleme și în continuare. Ar vrea să spun doar, să vorbesc un minut de ceea ce a fost și un minut de să estimez ceea ce va fi. Unu, când am intrat în Consiliul Județean în 95, în primul mandat, și am fost colegul consilierul cu domnul Burcă, după aceea cu domnul Albagic, am venit cu o viziune. Viziunea noastră a fost ca acest sediu să aparțină Consiliul Județean și am transformat Casa de Cultură de atunci, parțial din ea, în sediul Consiliului Județean. Am dorit în partea cealaltă să funcționeze primăria, am dorit la mijloc să mutăm prefectura, sunt puțin angajați, iar la sediul prefecturii să instalăm Universitatea Agricolă. Parte din viziune am realizat-o, după aceea au venit alte partide cu alte viziuni. Sperăm ca domnul președinte Iliuță să lanseze o viziune cu o perioadă mai lungă. În al doilea rând, după ce ne-am făcut, ne-am transformat în județ, normal că ar trebui să avem o bătălie pentru identitate. Din păcate, combinatul zeric a avut de suferit la început. Populația nu l-a apărat, politicienii l-au cam jefuit în primii ani, dar tot politicienii l-au salvat în următorii ani. Și de pe stânga și de pe dreapta. Combinatul zeric funcționează foarte acum acolo de Naris, funcționează foarte bine grupul Donalan, care a pus în funcționare la Minoru. Și poate puțin de dumneavoastră știu că grupul Donalan vrea iarăși să vină cu investiții de circa 150 milioane de euro să facă o fabrică de oțel beton și de plase sudate și cu sprijinul actualului Consiliu ales și al domnului președinte sper să-i sprijiniți să realizeze acest lucru. Bătălia pentru identitate a continuat în parcursul mandatelor în care a funcționat. Am adus fonduri europene ca să reușim să facem o zonă ecologică la Călăraș. Aceasta făcea parte din viziunea noastră. Nu a mea personală, nu a domnului președinte Abagic, din viziunea partidului care a condus în acea perioadă. Am adus o sumă consistentă în acea perioadă, circa 10 milioane de dolari, era înainte de aderare, și am venit cu un proiect ecologic, controlul poluării. Am ecologizat lacul Gălățui cu împăduriri, cu dotări pentru administrațiile publice locale. În acea perioadă am declarat multe rezervații naturale. Goianul Sticleanu, pădurea de la Pricanala din zonă de la Ciurnuleasa, pădurea de la Ciurnuleasa, pădunăre, o zonă, am pregătit documentația și pentru zona rău nu s-a mai declarat, dar aceste zone trebuie să administrate și trebuie să administrate de dumneavoastră, nu v-a spus amprenta. Să puneți amprenta, să administrați ce s-a declarat rezervație naturală. Dar vreau că am venit cu o viziune diversificată. Să facem un drum între Călăraș și Oltenița pe malul Dunării. Am câștigat acest proiect pe fonduri europene. N-am mai continuat pentru că au venit un alt ciclu de alegeri, au venit alte partide, nu le-a considerat prioritar. Vreau să începem pe malul Dunării până la Oltenița, să mai începem prin comune, iar comunii să-și dezvolte infrastructură către sud. Să dezvoltă în chelhanale și așa mai departe. Am venit cu o investiție extraordinară în acea perioadă la Călăraș, programul SAMTID. Am fost al cincilea județ din România, cât cinci fonduri s-au alocat pentru cinci județe, să punem la punct uzina de apă. Datorită acelor surse care le-am adus, au continuat finanțările și au ajuns la nivel de 100 de milioane de euro, cu canalizare, refacerea canalizării, cu epurare și așa mai departe. Totul pleacă de la viziune. De ce avem nevoie de această viziune? Și am încheiat primul minut într-un al doilea minut sau în următoare 30 secunde. Domnul profesor Constantin Tudor a dat un mesaj optimist. Eu nu sunt așa de optimist. Se vorbește de regionalizare în România și avem puține șanse. Puține șanse să supraviețuim ca județ. Trebuie să ne batem pentru identitate. Lăsați viziune să putem supraviețui. Este rolul nostru aleșilor locali. Nu este ușoară bătălia pentru identitate. Da, trebuie să o facem și să o facem împreună. Ioan Damian a preluat vicepreședinția în anul 1996-2004. L-am sunat pe domnul Damian, l-am invitat la această ședință. Are ceva probleme de sănătate, oricum vă transmite salutări și ne vom întâlni cu alte ocazii. Vicepreședinții. Marian Dinulescu a avut un mandat în 2004-2008 și l-am regăsit în 2015, 2016 și 2020. A fost cel mai longeviv
Longevin, vicepreședinte. Felicitări, Maria. Mulțumim frumos și vă felicităm pentru întreaga activitate. Un drag Consiliului Județean, cred că așa considerați cu toții, 2008-2012, domnul Liviu Vârtejan. Nevorbit și vrei să spui câteva cuvinte. Tema județului. Ca să simplific. Să vă mulțumim pentru mandatul pe care l-ați avut. Până să caut să fiu cât mai scurt. Ce motiv? Nu două ore. Dar întreb. Eu sunt unul dintre cei care am fost în prima echipă de conducere a acestui județ, care s-a, acum 40 de ani, s-a înființat un decret prezidențial. Sigur că eu nu sunt în totul de acord cu istoria povestită de domnul profesor. Am de făcut niște corecții. Da, corecții care o să vă rămână în... Despre ce e vorba? Deci, acum 40 de ani, s-a înființat această Consiliu de Țară. Consiliu Popular, același lucru. Și acum e tot popular. Județean. Și era tot popular județean. Era popular. Deci, de care deosebire nu e mare. Deci, cele mai mari realizări care le-au ținut Călărașul, de-a lungul istoriei lui, a fost acea perioadă de la înființare și până la Revoluție. De ce spun treaba asta și o spun cu curaj? În perioada asta, de 10 ani, s-au realizat în județul Călăraș 10.000 de apartamente. Greșesc, domnul director? Nu greșiți. Bun, 10.000 de apartamente. S-au realizat principal... Cum? Ce-a spus că n-a fost s-au la... proiectat greșit multe din apartamente, pentru ca să avem și noi cu... Era o perioadă de... Sunt 10.000 de apartamente. Era o perioadă săracă, era o perioadă săracă, în care lucram pe împrumuturi, în ceea ce se făcea, se vedea. Ștefan, vicepreședinte în perioada 2012-2015, Daniel Ștefan Drăgulin, 2004-2012, Bogdan Georgescu, 2012-2015, 2015-2016, doamna Iolanda Crai, cea de-a doua vicepreședintă de Consiliul Județean, 2015, este alături de noi. Vă rugăm frumos să veniți alături de noi. Doamna vicepreședintă, felicitări pentru mandatul pe care l-ați avut. Chiar dacă o fost, mă contează. Vreți să spuneți câteva cuvinte? Da. Mulțumim și noi. Noi mulțumim. Mulțumim. Domnul Valentin Barbu, mandatul 2016-2020, vă rugăm să veniți alături de noi. Doresc, în principal, un lucru. Să reușim să facem cât mai multe proiecte împreună, executivul și plenul Consiliului, consilierii județeni, să reușim să atragem cât mai multe fonduri europene, că bani sunt suficienți. Și așa cum ne dorim ca România să tragă din suma aia colosală pe care tot am auzit, de miliarde de euro, sper ca o mică sau mare parte, câteva sute de milioane de euro, să ajungă și în județul Călăraș. Sunt proiecte, știți foarte bine, cel pe POIM, pe care îl implementează EcoAqua. Și eu cred că e cel mai important proiect de după Revoluție, implementat și în județul Călăraș, și în județul Ialomița. De cea mai mare valoare în sensul ăsta și ca infrastructură, complexitatea proiectului. Și eu sper să mai vină și alte proiecte. Echipa de proiecte din Consiliul Județean e o echipă bună și cu sprijinul celorlalți consilieri să reușim să facem proiecte multe. Mult succes, consilieri județeni, mult succes întregului executiv
și doresc de asemenea la mulți, mulți ani județului Călăraș în continuare.